الحقيقة أنا أكرر وأقول Domnule ministru, vă rog să fiți încredințat că vizita dumneavoastră are o semnificație deosebită prin faptul că ne conferă imaginea clară a dimensiunii pe care și importanței și relansa cooperarea cu Libia. Ne dă liniștea sufletească atenției faptului că prietenii noștri continuă, adică se situează de partea noastră, sunt cu noi. Noi suntem mândri de prietenia și relațiile noastre cu, cu România. Și vă asigurăm de preocuparea și grija noastră pentru reluarea cooperării cu România în interesul ambelor economii, economiilor celor două țări. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru primire și pentru expunerea făcută. Aș vrea să vă felicit, în primul rând, pentru numirea dumneavoastră în cadrul acestui nou guvern, primul guvern liber al unei noi Libii. Noi vom întări echipa diplomatică și consulară de aici, inclusiv pe partea de comerț și economie. Privește dezghețul activelor fostului dictator, vă vom sprijini în cadrul ONU și UE, amintindu-ne totuși că peste tot în lume e mai ușor să depui bani la bancă decât să-i retragi. Deci, contați, domnule ministru, pe prietenia sinceră a României și a poporului român și cred că vom putea face lucruri însemnate chiar începând cu 2012, dacă există voința politică de ambele părți. Această voință politică este exprimată de partea română și prin mesajul primului ministru al României pe care l-am adus cu mine. I welcome you here in Tripoli. I don't know if it is the first visit for you personally. I was as a member of the EU attending last year's summit between the EU and Africa. Exactly 1 year ago. Oh, 1 year ago. So. And now I'm finding a new Libya and I'm happy with. Membru NATO România a participat la campania care v-a ajutat să facă dictatură. Este partea ca Odu fiind Helcul Aplasi, Nahnu Sharakna fiind Hamla Alati Sahamati la Tahrir din Makana Sarka, în al Hokman, Sabek, de Iris, Sahadak. Ca membru al Uniunii Europene, România este gata să ajute și în tranziția spre democrație. Și pentru reconstrucție.